Bătrânul spune că totul s-a petrecut în toiul zilei în mijlocul satului. Veni cu sacul de iarbă, după că am și eu câteva găini, era acolo domnițulică cu o grămadă de oameni. M-a luat să-i scălesc acolo și n-am vrut. Și m-a luat și m-am învârtit, m-a tăvălit. Și asta, uite, mi-a tras cu secera, dar am fost rău aici. Eu vreau să-mi spuie ce am făcut eu lui de m-a întins în halul ăsta aici. Decât unul dintre ei era acolo, ce lasă nașului că-l omor. De ce n-ați semnat? Ce știu eu ce însemnez acolo? Păi mai dă la televizor, să pierde și casa și mașina câte unii. L-am însemnat și gata. Și nici nu însemnă. Asta este România astăzi. Ca să iscălesc eu ca să-l avut. În prezența jurnaliștilor, Nea Coman și-a făcut curaj și l-a sunat pe candidatul nervos. Domn contabil! Da. Spuneți-mi și mie, de ce m-a stălănit în drum aici la oane? Mint acum! Cine mi-a tras secera pe uite, am umărul tăiat aici. Asta e. Polițiștii din cadrul IPJ Călăraș anchetează incidentul. Domnul a formulat plângere în cursul zilei de astăzi, iar colegii mei efectuează cercetări pentru a se stabili cu exactitate cauzele și cum s-a produs fapta. Neanelu Nițulică a devenit cunoscut în urmă cu o săptămână, când a oferit un interviu exclusiv jurnaliștilor România TV din postura de lider incontestabil al datornicilor la bugetul comunei Dor Mărunt, pe care vrea să o conducă. Cum o să le cereți dumneavoastră datornicilor să-și plătească datoriile la bugetul primăriei când dumneavoastră sunteți campion, șeful lor? Care e problema? Plătesc? Nu e o problemă. De acord. Lunar. Dar ce cădere morală aveți să le ziceți tuturor? Băi, plătiți-vă datoriile, panaramelor. Nu e problema asta. Toată lumea are datorii. Bine că am datorii, n-am furat. Plătim 7 milioane. Și câte sute de ani vă trebuie ca să... Trebuie să trăiți ca o țestoasă ca să vă achitează datorii. Lăsați, că avem și noi teren, lucrăm, dar anul ăsta asta e. Ia terenul așa cum e, porumbul. Ce problemă? Grâu n-am făcut, rapiță nu s-a făcut.